Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la A Patra Putere. Nici nu știu cu ce să începem, pentru că, sincer să fiu, nu mi-am pregătit așa un sumar al acestei emisiuni, pentru că subiectele vin și nici nu trebuie să le pregătim. Bun. Să puneți și numărul de telefon a colegii pe burtieră, că vă aștept în această seară la dialog. O să avem ce discuta. Văd că tot apar candidați, tot se anunță pe aici candidați. O să discutăm, o să vorbim și despre chestiunile grave din județ. Cred că ar fi mai potrivit să începem cu acestea. E complicat din informațiile pe care le avem. Unele dintre aceste oficiale, altele neconfirmate încă, cu privire la situația din spitale, pentru că se complică situația și în Gorj în privința infectărilor cu noul coronavirus, cu COVID-19. Astăzi a comunicat Direcția de Sănătate Publică încă 3 decese în ultimele 24 de ore, 2 bărbați de 73, respectiv 75 de ani, bineînțeles și cu alte comorbidități acești bărbați, și o femeie de 79, la fel cu alte boli în afară de infecția asta cu COVID, bineînțeles, și 31 de noi infectați, 31 de noi cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Situația nu este deloc una bună. Autoritățile fac în continuare apel la cetățeni să dea dovadă de responsabilitate. Ce responsabilitate să dea? De ce responsabilitate să dea? Ce norme sanitare și de distanțare interpersonală se respecte când unii râd pe net? Ei, văd pe Facebook cum ne înjură. Dacă o să vă caut câteva comentarii de la site-ul la care colaborez, băi, deci stați că mă aud pe mine la valieră. Pot să nu mă mai aud? Să nu mă mai aud. Că mă suport cu greu și eu. Noi ne trimit oamenii tot felul de comentarii pe Facebook, e nebunie, și ne înjură. Ne fac în toate felurile, nebuni, mincinoși, nu mai mințiți. Stai, dumne, că o să caut imediat și o să citesc, chiar dacă o să pot să citesc, o să o fac câteva din aceste comentarii, nu le mai găsesc acum. Sunt foarte multe comentarii în care noi, jurnaliștii, suntem înjurați. Nu este adevărat, minciuni și așa mai departe. Imediat găsesc. Nimeni. Mulți nu cred în ce putem vedea cu toții. Adică mor oameni. Și la o știre cu 3 decese, unii râd, dacă vă vine să credeți. Imediat o să vă citesc cum reacționează oamenii. Ia uitați. Râd pe aici și nu știu unde să caut aceste comentarii. Unde le caut, bă, colegilor? Prezentare generală, resurse, reclame, notificări. Cred că pe aici. Ia să vedem. Să vedem dacă nu le găsesc. În fine,
Sunt multe, multe comentarii de acest fel. Lumea încă n-a înțeles că este vorba până la urmă de, de sănătatea noastră. Nu. Oamenii n-au nicio treabă. Absolut nicio treabă cu chestia asta. O să le găsesc în final și vă citesc să vedeți cum reacționează, cât de ciudat reacționează oamenii de necrezut și cu purtarea măștii și sau mai ales în privința îmbolnăvirilor și deceselor. Este incredibil așa ceva. Bun, nu mai știu pe unde sunt aceste notificări la comentariile oamenilor. În fine, nu mai contează, nu pierdem timpul cu asta. Însă lucrurile sunt complicate. Extrem de complicate. Colegii, dacă... Și mai mult decât atât, lucrurile se complică și în privința situației din spitale. Vreau să vă spun că au fost detașați la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu medici, specialiști, personal medical de pe la alte spitale, spre exemplu de la SADU a fost adus la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu un medic și un biolog, au fost detașați împotriva voinței lor, fără să-i întrebe nimeni, s-au trezit detașați la Târgu Jiu, fără acordul lor, repet. Personalul medical de acolo, medicii de la infecțioase, sunt puși într-o situație cumplită. Colegii, până termină expunerea, v-aș ruga, sigur aveți numărul domnului doctor Nițu, dacă o să-l căutați cu search în convorbirile mele sau ale lui Măruță cu voi, dacă nu vi-l trimit eu imediat. Sunt puși într-o situație extrem de delicată medicii și personalul medical de la secția de boli infecțioase, situația este de-a dreptul cumplită, nu mănâncă timp de 12 ore cât sunt în serviciu acolo, în gardă, nu se duc la WC-ul, adică se abțin când vreți. Sunați-l și acum pe domnul doctor Nițu. Îmi cer scuze că nu am reușit să-l anunț înainte de intrarea în emisiune. Poate să nu fie în vreo, să nu fie chiar în gardă. Doamne, acești medici și în general cadrele medicale nu beau apă ca să nu se ducă la WC-ul. Nu beau apă cu o zi înainte. Timp de 12 ore sunt îmbrăcați în acele costume, în acele combinezoane. Și nu pot să se ducă nici măcar la toaletă, pentru că ar trebui ca după ce se dezechipează să, nu știu, să facă duș, să se dezinfecteze și așa mai departe. Deci e o lipsă cumplită de personal. Personalul medical e epuizat de-a dreptul. Acum, interesant ar fi dacă aceste ore suplimentare se plătesc, că înțeleg că nu intră nimeni să ia condica de prezență de acolo. Adică cum se face salarizarea dacă nu există nu în baza condicii de prezență de la spital? Că înțeleg că au fost nemulțumiri în sensul ăsta că oamenii au muncit câte 12 ore și au fost plătiți câte 8 ore. Adică orele suplimentare au fost neplătite. Nu? Personalul a cedat de-a binelea personalul medical, dar încerc mai lăsați câteva minute și încercați colegii, dacă nu o să sune chiar dumnealui, pentru că vreau să-l întrebăm pe domnul doctor Nițu dacă e adevărat că sunt presiuni din partea conducerii spitalului, presiuni din partea domnului Vienescu, ale directorului medical, ale domnului doctor Dinu, ca personalul medical să vină peste program, să stea și noaptea acolo
și v-am explicat contextul, s-ar părea că nu sunt plătiți pentru orele suplimentare. Și v-am spus ce se întâmplă, ce se întâmplă în spital. Și ar mai fi multe de discutat și cu privire la un aparat achiziționat recent. Avem un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Vă ascultăm. Alo? Da, bună seara. Să trăiți cu respect. Vă ascult. Costi, sunt mașini destul de bine. Da. Am fost și la oncologie și la neurologie. Satisfacții fac nu multe, ci foarte multe doctori și asistențe și femei de servicii. Înțelegeți? Da. Sunt foarte puțini și lucrează și 24 de ore. Am înțeles. Deci știu că deci spuneți ce faci. Una la mână. A doua la mână, v-am rugat un lucru la primărie cu documentul care e. Dosarul. Da. Cumnatul meu, vă explic în mare, cumnatul meu are 6 hectare în zona întâia orașului și vrea să mă ajute să scot goanga care o am și treaba. Da. Fusei acolo până cu vecinul meu, cu comisarul și mă rog un jandar, vezi, hai, exact așa, să vezi, hai mare de ce, că e, sunt probleme mari. Unde, domnule, la primărie? La primărie, da. Așa v-a vorbit... Da. La prima ușă, la a doua. Am înțeles. Nu da. Vreau să fiu, știți cum e. Dar, deci, pe mine îl cheamă Șomodoc, știți destul de bine, pe cumnat, îl cheamă Ceaușescu. Și vrea să-mi doneze toți banii să scot goanga. E vorba de o tumoră, să le spunem oamenilor. E tumoare limfom. Am înțeles. Înțelegeți? Da. Și la București, la Baltazar, mulțumesc din suflet cu domnul Ciobotaru că m-a operat, și am înțeles 70 cm din tumoare care apasă pe creier. Și pastila laser contează enorm de mult. Sau ce din Suedia sau din România n-are gram. Înțelegeți? Am înțeles. Bun. Deci vă rog din sufletul meu dimineață, cum vorbiți cu... Documentele sunt acolo, dosarul, omul e numărul de telefon al omului, al cumnatul, tot treabă rost și vrea să mă... Ce să facem noi, domnul Costi? Să dea drum la dosarul ăla la consilier, la primar și la consilier. Pentru că e o valoare cea mai bună din tot județul. Numai un pic, de ce nu vă duceți în audiență la domnul primar Romanescu? Am fost de 5 ori și nu m-a primit. Am și telefonul lui și mi-a zis că n-ai timp. Ce vorbim? Cum se poate așa ceva? Adică... N-au auzit, jur pe ochii mei în cap. În cel dimineață vorbesc cu vecinul meu, cu domnul polițist, la ora 8 sau la 9, mai avea acasă de braț, în mașină, și merg până acolo. Și stau la poartă 10 ore și nu la ușă. Am înțeles. Bun, o să vorbesc cu colegii mei, nu știu ce putem, chiar nu știu ce putem face noi în cazul ăsta. Vă duce mintea. Păi, sunt documente destul de mari, da? Am înțeles. Bine, sănătate, o seară bună vă doresc. Da, sunt probleme. Oamenii au probleme și autoritățile ar trebui să stea măcar de vorbă cu ei, să le spună, domnule, rezolvarea este asta. Sau asta, să fie primiți în audiență, mie îmi pare rău să aud așa ceva din gura unui om bolnav, până la urmă, cu probleme de sănătate grave. Dar, nu știu, dacă lucrurile stau așa, situația nu este cea bună. Cum, domnule, stați un pic. Avem aici, nu e concurs de angajare, este concurs de, ce e, domnule, un concurs la spital când e lipsă personal, bineînțeles, și ce e aici, concurs pentru
promovarea din asistent medical debutant în asistent medical din asistent medical debutant în asistent medical. Adică acum se fac promovări în funcție în loc să se facă angajări, văd, la Spitalul Județean. Ia uitați. Cine este domnul aici? Pomagă și imediat, că avem pe aici unele. Da, înțeleg că îl avem prin telefon pe domnul doctor Nițu, purtătorul de cuvânt al spitalului. Bună seara, domnul doctor. Bună seara, bună seara. Am o rugăminte mare de tot la dumneavoastră. Nu știu cum aveți dumneavoastră norocul, ca de fiecare dată când mă sunați să fiu de gardă. Și astăzi e aceeași situație. Și vă rog, însă, dacă putem să lăsăm intervenția un pic scurtă. Foarte scurt, sau dacă e bine, revenim la finalul emisiunii, pe la 8 fără 10. Nu, putem să discutăm acum, pentru că Bun. Nu știu cum evoluează situația în această și da. Facem acum. Îmi cer scuze că nu v-am anunțat inițial. Nu e nicio problemă. Foarte scurt. Domnule doctor, înțeleg că situația la spital e una complicată, mai ales din cauza lipsei de personal și... Au fost detașați de la spitalul de la Bumbejiu un medic și un biolog fără acordul lor la spital, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și lucrurile nu se opresc aici. În sensul că personalul medical este foarte solicitat în această perioadă, cei care sunt la boli infecțioase acolo nu se duc nici măcar la toaletă timp de 12 ore și, repet, oamenii spun că muncesc câte 12 ore și le sunt plătite doar 8, nu sunt plătite orele suplimentare pe acolo și... Acum, gata, vă rog. Să răspund eu, vă rog, și mă sunat pentru intervenția vă rog. Abruptă. Noi cunoaștem situația că oamenii sunt extraordinar de obotiți. Și din acest motiv am luat măsuri, s-au scos aceste posturi la concurs, acum urmând ca în perioada imediat următoare să se mai scoate și alte posturi. Este un efort uriaș pe care colegii mei de acolo de la boli infecțioase și nu numai îl depun în lupta cu această boală. Cunoaștem faptul că trebuie să petreacă multe ore îmbrăcate în acele costume și e un lucru extraordinar de solicitant, atât fizic cât și psihic, să lucrezi în zona respectivă. În ceea ce privește plata salariilor sau a numărului de ore, mie nu mi-a fost adus la cunoștință faptul că nu ar fi plătit pentru numărul de ore pentru care muncesc. Din ce știu eu, orurile pentru zona respectivă de lucru sunt 85% pe lângă salariul de bază pentru personalul care lucrează la boli infecțioase și 75% pentru personalul care lucrează în cadrul laboratorului. Deci domniile lor pentru eforturile depuse să primesc niște salarii un pic mai mari. O să trebuie să aprofundez un pic problema cu plata numărului de ore. Îmi vine foarte greu să cred, nu contest și nu neg că așa ar fi, dar îmi vine foarte greu să cred că se întâmplă acest lucru, pentru că eu fiind un angajat al spitalului vreau să vă spun că nu mi s-a întâmplat niciodată să mi se plătească mai puține ore. Deci încă o dată nu contest, dar trebuie investigat această situație, dar îmi vine greu să o cred. Am înțeles. În ceea ce privește detașările de care dumneavoastră ați vorbit, e adevărat, inițial laboratorul de genetică moleculară din cadrul spitalului lucra cu un număr restrâns de oameni, pentru că preconizările noastre inițiale nu au fost niciodată pentru un număr atât de mare de teste. Personalul a muncit extraordinar de mult și a dat semne de oboseală în momentul în care era absolut necesar să aducem din teritoriu personal nou care să poată desfășura și continua activitatea pe perioada în care personalul nostru era în refacere. Dacă mă întrebați pe mine, colegial din partea celor care au venit prin detașare, ar fi fost să o facă în mod voluntar, pentru că în această situație suntem cu toții la un loc și cu toții trebuie să punem umărul la treabă, ca să spun așa. Am priceput. Din fericire, încă o chestie vreau să vă mai spun. În momentul de față, din fericire, avem pârțile legale pentru a efectua detașări pentru 30 de zile, prin intermediul DSP-ului, chiar și în cazul în care colegii noștri consideră că nu este oportun să vină să ne ajute în această luptă. Da. Dar noi totuși le mulțumim pentru că au fost alături de noi.
Am scos în continuare la concurs cele două posturi de biolog unde nimeni nu s-a prezentat. Din păcate, dar vor fi transformate în posturi de biolog principal și scoase iară la concurs. Am mai fost angajat un biolog și un medic. Deci, în momentul de față, putem spune că avem personal pentru a testa în continuare și a lucra pe toate aparatele care sunt acolo. Bun. Răspundeți în scurt. Este adevărat că s-a mai achiziționat un extractor care nu a funcționat timp de 5 zile. Ce s-a întâmplat? În prima zi, după ce extractorul a fost achiziționat, deci în ziua în care a fost adus, el bineînțeles că nu a fost funcțional, în ziua următoare au venit, în următoarele două zile, mă scuzați, au venit cei de la firma care ni l-au livrat și au fost niște ședințe de training în care nu s-au lucrat efectiv probele, ci s-a făcut protocolul de extragere pe el. Ulterior, când după ce colegii de la, mă rog, reprezentanții firmei au plecat, s-a constatat că a fost o mică inadvertență între softul analizatorului și felul în care extractorul automat lucra probele, problemă care s-a rezolvat în decursul zilei de ieri. Am înțeles. Bun, foarte scurt. Puteți să ne spuneți unde s-au alocat cele 15 miliarde de lei vechi primite ca și sponsorizare sau donație din partea Nuclear Electrica? Din păcate nu am detalii despre partea financiar contabilă a spitalului. Eu pot să discutăm foarte pe larg sau mai pe scurt în cazul de față despre activitatea medicală din partea spitalului. Cu rugămintea ca de acum înainte, dacă doriți, să discutăm și de parte financiară, să mă anunțați un pic înainte, pentru că eu trebuie să mă interesez la colegii de la contabilitate și să aflu aceste lucruri înainte. Am înțeles. Înțeleg că la concursurile acestea de angajare nu se înscriu oameni, dar totuși văd că în perioada asta Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a organizat concursuri de promovare în funcții, din asistent medical debutant în asistent medical, din registrator în debutant în registrator medical și așa mai departe. Cum? În aceste trei săptămâni, de când eu sunt purtător de cuvânt, nu am la cunoștință să fie organizat un asemenea concurs. Chiar astăzi este, ieri a fost domnule doctor, pe 3-a, 8-a, mai multe concursuri de promovare în funcție, vă spun exact, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 astfel de concursuri pentru mai multe astfel de posturi, iată, din registrator medical în registrator medical principal și așa mai departe. Și vă mai spun o chestie. Vă rog dacă puteți să-mi răspundeți. Pot să vă răspund la această întrebare, dar sincer să fiu, nu văd relevanța între activitatea spitalului pe această perioadă și faptul că s-au susținut niște concursuri de promovare în grad. Pentru că promovarea în grad este un merit, este un merit al persoanelor care își desfășoară munca. E dreptul lor, pentru că o promovare în grad vine și cu o mărire de salariu, ceea ce, după un efort depus la un loc de muncă, este un lucru firesc, să spunem așa. Dar eu mă bucur că aflu de la dumneavoastră, ca de obicei, câteodată lucruri în premieră. Păi nu, că sunt pe site-ul spitalului, domnule doctor. Da. Aici v-ați închis, e adevărat. Exact. Bun. Și vă mai întreb ceva. Ultima chestiune. Ca să nu vă țin. Ia uitați. O doamnă, sau registrator la psihiatrie, știți, doamna care a făcut acele filmulețe semi-porno, să zic așa. Indecente. Eu aș folosi termenul de indecente. Bun. A fost, ia uitați, activează... Dumnezeu le-a înregistrat, nu le-a făcut. Da, da, le-a filmat, da, aveți dreptate. Este acum înregistratul la laboratorul COVID, că acum au spor acolo 75%, deși în organigramă nu există post de registrator la laboratorul ăsta, cum îi zice, faimos. De genetică moleculară. Da. Secțiile care lucrează... Completă de laboratorul de genetică moleculară. Singurul din județ. Da. Secțiile care lucrează la capacitate maximă, ce fac? Asistentele din ambulatoriu care stau câte două și au 2-3 pacienți, ce fac? Se fac
angajări pe bani. Iată, ne scriu cei din spital. Bun. Sunt mai multe amănunte. Știți de treaba asta? Există post de registrator la acolo? Nu cunosc organigrama pentru laboratorul de genetică moleculară, dar vă spun că un post de registrator medical este foarte important și îi felicit pentru colegii din conducerea spitalului că s-au gândit la organizarea și la aducerea unei persoane, indiferent cine ar fi pe acest post, pentru că imaginați-vă, acolo este o muncă destul de mare să trebuia să se corelezi fiecare cod pe care noi îl primim de la DSP pentru fiecare pacient la un număr de 120 de cazuri, să pui și să faci statistica, să introduci în calculator și să le trimiți apoi către instituțiile abilitate. Ori personalul nostru medical este extraordinar de ocupat cu prelucrarea acestor posturi, nu ar avea timpul necesar sau ar trebui să își ia din timpul propriu pentru a realiza și acest lucru. Nu vreau să discut despre felul în care s-a realizat angajarea, pentru că nu am date necesare. Am înțeles. Și nu cunosc, dar îi felicit pe colegi pentru că au venit cu această idee. Am înțeles. E un post care, din punctul meu de vedere, din punct personal de vedere, era absolut util acolo. Foarte scurt, doar un singur minut. Îmi scrie un specialist următoarea chestiune. Promovarea în grad se poate face, nu obligatoriu, când fac o anumită vechime în funcția respectivă. Cu privire la... Am spus că a fost obligatoriu să se susțină examenul acesta. Este un drept dobândit pentru personalul care a lucrat în spital, exact cum v-am spus și eu. Da. Și acum o să vă dau un caz extrem de grav, domnule doctor. Petrecut în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, foarte, foarte grav, de care aș dori să vă interesați și să ne comunicați în cursul zilei de mâine, chiar este foarte important. A decedat un pacient, nu, a fost internat 2 săptămâni, fiind infectat cu COVID la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, după care a fost transferat de acolo la București și după 2 zile a decedat. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută. Ia uitați, rudele nu-i mai găsesc portofelul, buletinul, lănțișorul de aur și i s-a înapoiat familiei de la spital doar telefoanele. Acum câteva zile i s-a confirmat familiei că i-au băgat lănțișorul într-o punguliță și sunt de negăsit. Bineînțeles că și la București acest bărbat a ajuns fără buletin, doar cu cardul de sănătate, nici măcar buletinul nu l-au mai găsit. Este de necrezut că se întâmplă chestia asta. În regulă. Vă promit că o să mă interesez despre acest lucru și o să primiți personal răspunsul cu privire la aceste lucruri. Și acum, cu scuzele de rigoare, o să trebuiască să cobor până la unitatea de criminalitate. Da. Și eu vă mulțumesc mult. Mulțumesc mult, mulțumesc. La fel mulțumesc și eu. Da. Câteva lămuriri necesare din partea purtătorului de cuvânt al spitalului cu o singură mențiune. Nu... A știut domnul doctor că pe site-ul spitalului chiar au fost afișate. Când, domnule? Ieri. Bă, în ce dată suntem? În 4. Ieri, da. Rezultate, concurs, examen de promovare. Și ce mai fost pe aici? Da, infirmieri în zona tampon progresului, asistenți și îngrijitoare în zona tampon progresului. Bun, mai multe concursuri de angajare, dar unele, doamne, îmi scrie cineva o chestie extrem de gravă. Cum? Nu mai este domnul doctor Nițu în direct. Ia uite, cum adică laboratorul COVID nu este avizat laboratorul de genetică moleculară? Asta este foarte grav, dacă este așa. Și un alt mesaj: ce ne poate spune domnul doctor despre medicii și personalul de la secția ginecologie care au refuzat să se testeze? Nu cred. Mi-e greu să cred așa ceva. Adică ar fi foarte, foarte grav dacă lucrurile astea așa, pentru că acolo ajung
viitoarele mămici, sunt copii nou-născuți și așa mai departe. Mi-e greu să cred, dar dacă s-a întâmplat asta, e cu adevărat grav. Bun. Cam atât. Cam atât despre situația din spitale. E extrem de grav. Gravă situația per ansamblu. Și ceea ce se întâmplă în spital, nu numai cu personalul medical, ci și cu alte chestiuni, dar o să aprofundăm și în seriile următoare. Haideți să vă spun ce se întâmplă în politică, pentru că probabil sunteți invadați așa de știri despre noi candidați, despre personaje despre care n-ați mai auzit, care au intrat în politică. Acum și candidează pentru diferite funcții în acei județi. Primari, consilieri, județeni, consilieri locali, președinte al Consiliului Județean, că la asta ne oprim deocamdată. Ia uitați aici. Astăzi a fost prezentat candidatul Verzilor la șefia Consiliului Județean Gorj. Profesorul universitar Sorin Ghimiș este candidatul Partidului Verde la funcția de președinte al Consiliului Județean. Citesc știrea de pe Radio Infinit. Și știrea e cam așa. Liderul organizației județene, Adrian Tudor, a făcut anunțul într-o conferință de presă, nu știu ce. Sorin Ghimiș a făcut o scurtă prezentare, s-a lăudat cu banii europeni atrași pentru Universitatea Constantin Brâncuș și ce mai zis, domnule? Că atragerea fondurilor europene implicit sprijinirea firmelor care obțin proiecte pe fonduri europene va fi principalul obiectiv în programul său electoral, zice domnul Ghimiș. Căutăm, noi facem emisiuni, mă documentez odată cu dumneavoastră, căutăm așa, Rotarii Târgu Jiu. Știți ce e Rotarii Târgu Jiu? O organizație a oamenilor de afaceri și a reprezentanților diferitelor profesii din întreaga lume care consideră importantă, nu știu ce, asigurarea de servicii. Ce zice dumneavoastră? Că am pierdut șirul. În alte standarde etice, ajută la menținerea păcii, precum și la stabilirea de relații de bună înțelegere între popoare. Deci, și primul club Rotary din lume a fost înființat în Chicago, Statele Unite, în 1905. În fine, sunt o organizație dintre asta, un fel de masoni. Că o să vorbim și despre treaba asta. Și în fotografie apare și o știre în presa locală, în Impact, ieri. O nouă conducere la Clubul Rotary Târgu Jiu. Și ne spune ce s-a schimbat acolo. S-a schimbat conducerea la Clubul Rotary, un domn a predat ștafeta unui alt domn. Și în fotografie apare domnul Adrian Tudor, candidat la primăria Târgu Jiu de la Verzi, și domnul profesor Ghimiș, candidat de la aceeași Verzi la funcția de președinte al Consiliului Județean. Și dacă ne uităm și la membrii aici, pe Clubul Rotary, îi găsim pe ambii domni. Ia uitați, Ghimi Ștefan, membru, și Tudor Drăghici Adrian, membru. Deci sunt membrii ai Clubului Rotary. Un fel de masoni, să zicem.
Și acum, că tot am ajuns pe chestiunea asta a masoneriei, ce mai avem, domnule, pe aici? Avem, e plin de poze cu domnul Ghimiș, viitor sau viitor candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean din partea verzilor. Bun. Domnule, că v-am amintit, tot vorbeam de masonerie și vorbeam, vă spuneam, vă promiteam de ieri că aseară o să vă spun de ce s-a făcut o rocadă în privința candidatului la primărie la unul dintre partidele politice. Păi, dumneavoastră, de ce credeți? Cred că nu mai aduc aminte cum am scris. De ce a apărut o persoană ca și candidat în locul altei persoane care fusese anunțată de ceva vreme? Pentru că, vă spun eu și o să vă detaliez cu altă ocazie și cu fotografii, v-am spus, nu am avut timpul necesar astăzi să le trimit colegilor toate materialele pe care trebuia să le vedeți și dumneavoastră în timp ce eu vă expun în legătură cu aceste fotografii, documente. S-a întâmplat această rocadă la vârful unei organizații și la vârful în privința candidatului, pentru că, ce să vedeți, candidații acum se pun tot pe linie masonică. Și e frumos. O să vedeți. Cum un mason a renunțat la a candida pentru că consoarta șefului său pe linie masonică a vrut să candideze. Cum sunt angrenați în mocirla asta politică și electorală, oameni de afaceri reputați, de prestigiu, cum acceptă? Păi este simplu. Tot pe relații de rudenie, de data asta, nu și de masonerie. La masonerie treburile stau... Băi, eu așa am stat toată emisiunea cu opriți Gorjul. Bă, Gorjul e o stație de metrou? Și de voi de ce nu puneți Gorjul? Eu nu văd până la ecranul ăla de monitor de control și acum am uitat pe laptop. Mai aproape aici și scrie opriți Gorjul. Vreau, măcar dacă puneai un apostrof, era ok. Articulează-l pe Gorjul. Așa. E perfect acum. Doamne, deci... O să punem pozele pe ecran și o să-i vedeți pe toți ăștia cu șorțulețe cum au făcut ei ca să-și împingă în față un anume candidat. Păi nu ți-am trimis, mă ia colegii acum, ce poze, că nu-mi trimisești nimic. Păi eu ce spuneam? Voi nu mă ascultați pe mine, că nu am avut timp să vă trimit, am venit, am și întârziat la emisiune. Poți să-i vedeți pe domnii cum, care este cercul de putere, influență și interese din jurul unui candidat și a cui emanație este acel candidat. O să vedeți, e urât, mirositor, vă spun de pe acum, e cumplit. Și din punctul meu de vedere ne persiflează pe noi târgujienii, ca și, așa cum spuneam și aseară, ca și primarul Romanescu, care ne propune o listă de
persoane, din punctul meu de vedere, de necrezut. Nu mi-a venit să cred când am citit acea listă pe cine ne propune primarul Romanescu. Deci este urât ce se întâmplă în această perioadă, pentru că am impresia deocamdată din cei care au scos listele că efectiv ne persiflează și ne aruncă în față tot felul de personaje pe care în care noi să investim încredere și să punem ștampila acolo doar pentru că fac parte din lista nu știu cui, lui X. Și asta nu cred că o să se întâmple. Târgu Jienii de data asta cred că o să procedeze corect. Stați un pic, că îmi scrie cineva, un domn, cred că doctor, cred, pune pe Facebook și eu trebuie să citesc. Trebuie să citesc că uneori acest domn doctor este domn sau doamnă, este oarecum contondent, așa. Și ne scrie așa, dacă CCR e avocata poporului, avocatul, indiferent că e femeie, tot avocatul poporului, domnul doctor, și majoritatea parlamentară nu instigau la nerespectarea recomandărilor medicilor, populația respectă și poartă mască. Mor medici, mor cadre medicale. Cine sunt criminalii? Ce zice avocata poporului? Ce zice majoritatea parlamentară? Ce zice CCR? Câteva instituții apără sănătatea oamenilor, altele apără viciile. Justiția dictează medicină. Ea știe mai bine decât medicii. E abuz de putere, e zădărnicirea combaterii bolilor. CCR și justiția română să constate că e neconstituțional ca virusul COVID-19 să afecteze românii. Când Brâncuși a spus ce a spus, așa ne-am supărat. Cei care vorbesc de dictatura medicilor se tem că pierd puterea. Sunt vinovați de aceeași infracțiune, zădărnicirea combaterii bolilor. Cei care nu respectă recomandările medicilor consider că aparțin crimei organizate. Da, v-am spus. Nu că nu ar fi în principiu adevărat, însă asta cu crima organizată, hai totuși să nu exagerăm. E vorba de o doză exagerată de ignoranță sau prostie, ca să fim așa mai brutali. E vorba de multă prostie. Și oamenii zic, băi, ce-i cu masca, nu mai purtați mască, nu e niciun coronavirus. Hai mă, că n-a mai murit nimeni decât de coronavirus în ultima vreme. Și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, e vorba de foarte, foarte, foarte multă prostie. Nu mai cuprinde planeta atâta prostie, deja dă înlături. Puteți să mă contestați, să mă înjurați, scrieți ce doriți. Eu nu vă doresc decât să fiți sănătoși și să nu interacționați cu acest virus. Pentru că am prieteni, am amici care din păcate au avut tragedii în familie. Nu mai glumiți cu chestia asta. Văd pe unii pe Facebook, domnule, dacă a murit nu știu cine, să ne cheme și pe noi la pomană sau nu știu ce. Niște chestii atât de tâmpite și uneori, nu știu, dincolo de limita bunului simț și a macabrului uneori. Bun, deci vă ziceam de acest candidat la șefia Consiliului Județean. Deci avem pe de o parte rotarienii, pe de o parte masonii, la două partide. La unul cu verde sunt rotarienii, la unul cu alb sunt masonii. Și la ăla cu verde, rotarienici, că poartă și ei șorțuleți, sunt și ei într-o lojă, o lojă, ca să nu zicem acum cu exactitate unde, nu și-au făcut publică apartenența
la loși, deși erau obligați să o facă, obligați prin lege. Singurul care și-a făcut publică apartenența la cum îi zice domnule, MLNR, Mișcarea Legionară, MLNR, stai să nu greșesc. Cum zice domnule, Mișcarea Legionară, Marea Lojă Națională din România, este Victor Banța, secretar general la Ministerul, secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării, parcă e domnul Banța, și a făcut publică apartenența la Marea Lojă Națională din România. Da. Atât. Bun. Ce mai e pe aici? Prin presa de astăzi, domnul deputat Weber este convins că Ciprian Florescu va câștiga competiția electorală la Târgu Jiu. Am văzut știrea asta. Și ce a zis domnul Weber? Că primarul Târgu Jiului nu prea are ce oferi, nu are realizări în ultimii 3 ani. Vine cu o foaie goală în fața electoratului, e declarația domnului Weber. Aș întreba eu pe domnul Weber o chestiune. Domnul președinte, ați făcut, domnule, o înțelegere subterană cu prim vicepreședintele PNL Gorj, Dumitru Leuștean? E o întrebare. Cum este posibil ca la Novaci nimeni, sau nimeni, PSD să nu-l deranjeze pe domnul Leuștean în ultimii nu știu câți ani, mulți? Nici de această dată nu-l deranjează. V-am mai spus. Vă citesc ce-mi scrie un amic. V-am mai spus și aseară, din partea PSD a fost desemnat ca și candidat la primăria orașului Novaci domnul Iulian Buduran. Iulian Buduran este, sau a fost până alaltă ieri, sau cred că, nu știu dacă o fi demisionat între timp, consilier local PNL, unul dintre apropiații domnului primar Dumitru Leuștean, Dumitru Leuștean fiind și prim vicepreședinte al PNL Gorj. Vă dați seama cum sună asta? Prim vicepreședintele PNL Gorj a pus candidatul PSD la primăria Novaci. Vă dați seama ce competiție electorală acerbă va fi acolo? Deci va fi o adevărată bătălie. Ce a fost la... ce exemple să dăm? Posada, Călugăreni, Mărășești, Oituz, Podul Jiului. Ce exemple vreți să... E nimic, e ceva de film. Da, să vedeți ce o să iese la Novaci. Să-mi spună și mie domnul Mihai Weber sau domnul Dumitru Leuștean că nu e blat la Novaci. Îi rog eu frumos, ca într-o conferință de presă sau atunci când fac prima dată declarații, să zică: domnul, nu e domnule blat la Novaci, Matei e cretin. Și eu atunci zic: bine, așa este. În rest, ce să comentăm? Îmi zice cineva: vezi că a pomenit unul de legionar și a zburat. Unde se zboare, domnul? Anul ăsta avem numai patiseri, toți coc câte un blat. Da. Și astăzi, ce zice, încă 20 de angajeri fără concurs la Spitalul Județean. Iată, tocmai despre ce vorbeam. Acum, testul COVID obligatoriu după concediu, târziu, doctorul târziu de la Cărbunești, mie este frică. Și ce spune domnul doctor? Spune că toți angajații unității medicale trebuie să aibă efectuat un test pentru coronavirus atunci când se întorc din concediu.
Și spune domnul doctor, am luat o măsură mai radicală, ținând cont că am muncit mult în aceste 4 luni, evitând îmbolnăvirile în rândul medicilor. Fiecare ce se întoarce din concediu trebuie să aibă efectuat un test pentru coronavirus pentru a intra la serviciu. Mi-este frică, fiind în răspândire comunitară, poate să-l ia de oriunde. Da. Este cumplit. Ce zice domnule? Nu cred. Premierul, de când nu mai văd, deci să citesc numai prostii în timpul emisiunii. Domnule, e un titlu în panduru. Premierul Orban ajunge la Târgu Jiu. Și eu în mintea mea am citit premiul Orban ajunge la Târgu Jiu. Credeam că a oferit premierul vreun premiu. Și când am văzut poza cu premierul Orban și primarul Romanescu, m-am speriat. Eu zic, cum? I-a dat Orban premiu lui Romanescu? Când Romanescu i-a zis că ar fi mai bine să se ducă, să plece, să lase partidul? Nu, domnule, ia să vedem. Că vine și la Târgu Jiu Orban și anunțul a fost făcut chiar de primarul Romanescu. Vizita are ca scop lansarea candidaturii acestuia pentru un nou mandat de edil, dar și pentru prezentarea unor proiecte. Nu pot să cred așa ceva. Dom'le, când va avea? Va avea loc în această lună. A, am înțeles. Bun, gata, nu mai citim știrea. O citim atunci când o veni. Că dacă citim așa zisele știri, când anunță unul ceva, când se întâmplă și după aceea, nu înțeleg care e știrea. Bă, știrea este când s-a întâmplat, nu? Cine, ce, când, unde, cum? Nu ceva să vină. Păi din ceva să vină e o știre? În fine, poate... poate greșesc eu. Dar eu așa știam. Parcă așa am învățat. Ce zic? Stai numai că avem aici tot felul de opinii de la sindicaliști. Avem... foarte tare. Ce avem, doamne? Profesor de 1 la sport și muzică. Unde? Că nu cred așa ceva. Peste 350 de dascăli din Gorj au participat la examenul de titularizare. 6 dintre aceștia au obținut media 10. 3 educatoare din Târgu Jiu și Peștișan, 2 profesori de religie din Scoarța și Bengeș și Ocadia și de o profesoară din Novaci, care predă arte vizuale. Și ia să vedem. Note mai mici de 2 au fost înregistrate la disciplina educație fizică și sport. Băi, cum să iei la tine? Deci stai, cum eu profesor de sport, nu? Și vreau să mă titularizez pe post. Și mă duc la examen și iau 2 sau 1. Stai, domnule, cele mai au fost de 1 și 10 și 1 30. Păi băi, stai, îi iau... Nu, domnule, deci ei au copiat și nu că dacă copiau, eu lua unul și îi scotea afară, nu? Cum a făcut? Unul din oficiu și 10 sutime, adică ce a făcut? S-a închis la un șiret că a dat probă de alergare de ceva profesor de sport. Sau și-a tras doar budigăii și pac, a luat 10 sutimi. Gata, nu pot să fac mai mult. De ce? Am o problemă cu sciatica. Bă, dar ăla cu 30 de sutimi, 1 și 30, ce-o fi făcut? O fi umflat mingea, cred că, de 30 de sutimi. Băi, cred că, dacă a suflat într-o bășică, băi, au dat ăștia 30 de sutimi. Dar cum așa, profesor? Eu nu cred. Băi, de ce e reală știrea? Interesant este că un dascăl cu 4 ani vechime nu a reușit să ia mai mult de 2,75 la educație fizică și sport. Bă, deci 2,75 e... Bă, altceva, frate. Cum? 2 tineri din Târgu Jiu care au obținut o facultate în domeniu și doreau să lucreze în învățământ ca profesori de sport. A, am înțeles. Au luat 1,10 și 1,30. Bă, da, ăștia au terminat o facultate în domeniu și doreau să lucreze în învățământ ca profesori de sport. Bă, dar ăștia au terminat oare? Dacă au luat 1 și 10, au făcut-o online, facultatea vreau să zic că ei o pot să o facă online, altceva. Ăia au alergat pe banda de la...
Nu cred așa ceva, cine? Deci mi-a trimis domnul Ionuț Dumitrescu, nu pot să-l citesc mesajul. Ci că ei au alergat pe banda de la Carrefour, de aia la note așa mici. Da, deci telespectatorii mei sunt mult mai spirituali decât mine, asta e clar și o demonstrează în fiecare seară. Mulțumesc frumos. Păi, deci stai, deci nu, n-am citit știrea completă. Doi tineri din Târgu Jiu care au absolvit o facultate în domeniu, adică de sport, doreau să lucreze în învățământ, ca profesor de sport. Și au luat 1,10 și 1,30. Și un domn profesor, nu poți să-i zici dascăl, care cu 4 ani vechime nu a reușit să ia mai mult de 2,75 la educație fizică și sport. Deci eu nu cred așa ceva. Nu există. Mai departe, hai că mai avem un pic. O notă de 1,80 a fost obținută de o candidată din comuna Bâlteni la educație muzicală. Bă, deci 1,80 la muzică? Tare. Ziceți-mă o melodie ce vreți să vă cânt eu, să vedem. Și mă notați, colegii. Ce vreți să vă cânt? Păi ziceți, ce vreți? Muzică simfonică, o manea, folclor. Ce vreți voi? Mă ajută culoarea să cânt manea? Bă, dar folclor nu vezi? Bă, folk vă pot interpreta. Serios. Cum 1,80 la educație muzicală? Păi, deci înseamnă că n-a știut nici ăsta, fratele meu. Lasă cheia sol. Și dacă desena... Dacă desena cheia sol pe portativ, era, trecea clasa, lua 5. Bă, dar imnul național l-o fi știut să-l cânte? Păi nu pe note, bă, așa, să vedem ureche muzicală. Rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor se vor afișa pe 11 august. A, mai au o șansă. Păi, deci, dai seama. Dar ea la sport ce, să le recorecteze lucrările și doamna la muzică la fel? Vai de capul nostru. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată în ordinea descrescătoare a notelor obținute se realizează în ședințe publice sau online organizate de către inspectoratul școlar în intervalul 12-14, băi, 12 sau 12? 12-14 august. Păi, dar la ce mai avem nevoie de profesori dacă se face școală online? Ha? Nu? Ce nevoie mai avem de profesori? Că învață ai mici cu tableta. Ana are mere. Sau ce o avea Ana? Păi mai poate avea Ana ceva? Ia, 1,80 o fi încercat să... o fi încercat să cântă la frunză de dud. Îmi scrie Costi Oțet. Da. Ce să zic? Și n-a reușit de a lua doar 1,80. Corect. Băi, am pierdut site-ul. De unde citeam. Că nu sunt decât două, trei site-uri de pe care poți citi ceva în presa locală. Gorj Online, Panduru, Radio Infinit și Tele3. Atât. Bă, în rest, aoleu, deci în Gorj Online au scris colegii mei. Bă, nu eu, că nu eu scriu pe Monden. Eu scriu cu, nu scriu cu pseudonim, scriu cu numele meu. Trebuie să nu sparg la valiera, că costă, cât costă asta? 4 milioane, a? De unde să avem, frate, să avem grijă de ea ca de ochii din cap, 4 milioane? Bă, dar voi puteți intra pe Gorj Online să puneți o poză? Dar direct de pe site s-o puneți. Cât e ceasul? 8, nu se culcară copiii, dar bă, nu-i problema, că nu e dezbrăcată complet. Gorj Online, vezi că la Mondenie cu o vlogăriță. Vlogăriță celebră agasată de câteva tinere la o piscină din Târgu Jiu. O putem pune? Nu putem, mă? Bă, pozele, bă, cu vlogărița. Să vedem dacă direct din site, poți să dai direct cu ăla, cu mouse-ul pe ecran. Să vedem dacă o cunosc oamenii pe vlogărița.
O fi... Dai, deci, cine o cunoaște, mă, pe vlogărița? Ia, mă, câte vizualizări a făcut materialul ăsta. Dom'le, 1685. Aolea! Cum așa ceva? Ia puneți, deci atenție, să vă duceți, de fapt nu e, mă, că hai că nu e nimic. Cât e ceas? 8, nu e nimic. Nu trebuie să punem nimic. E costum de baie. Copilașii au mai văzut costume de baie și la mare, și ochelari, și pălării. Deci nu e nimic senzațional. Chiar și brățărici la picior. Pregătiți-vă acum că pun colegii mei și ce zice, domnule? Ce, s-a relaxat? Irina s-a relaxat la o piscină din Târgu Jiu alături de mama sa. Acolo un grup de tinere au recunoscut-o pe vlogăriță și s-au așezat cât mai aproape de șezlongul ei. Păi, o pui, bă, odată pe ecran. Hai, băi, regizore, fratele meu, că dacă eram și eu la șezlong, îmi luam și eu unul dintre ăla pescăresc să mă așez și eu un scăunel. Băi, scoate-mă pe mine de tot, că eu sunt urât, așa. Ia uitați. Și zice... Au recunoscut-o pe vlogăriță și s-au așezat cât mai aproape de șezlongul ei. La un moment dat, fetele au început să plimbe de mai multe ori pe lângă Irina, să râdă și să o arate cu degetul. Simțindu-se inconfortabil în privința acelor fete, Irina a atras atenția asupra modului în care este tratată și a spus că nu este normal să nu fie lăsată în pace să se relaxeze la piscină. Tinerele nu au dorit să înceteze cu atacul la adresa Irinei, iar mama vlogăriței s-a văzut nevoită să intervină pentru ca lucrurile să nu degenereze. Dintr-o dată am văzut pe mama că a venit super nervoasă și a venit direct la ele. N-au zis nimic, a relatat Irina în story-ul de pe Instagram. Bă, tare sau ce? Băi, deci... Ce face celebritatea asta câteodată, nu știu, e grea celebritatea asta și pe mine mă apasă deseori pe umeri această celebritate, mă oprește lumea pe stradă, la mine pe uliță, mulți mă opresc. De cum intru pe uliță și până ajung acasă, toți mă opresc și mă salută, e grea celebritatea, da. Suntem la final. Nu că devenim penibili, nu mai citim. Ce zice dumne? Vin valori monumentale din spate în învățământ. Eu nu mai rezist cu chestia asta. Costi îmi scrie. Ce vlogăriță? Nu pot să citesc așa ceva. Nu. Mesajul ăsta nu pot să-l citesc. Nu, citește-l tu în regie dacă vrei. Suntem la final. Aha, am întârziat 6 minute. Ne revedem mâine seară. Hai că de acum încolo citim și dintre astea. Montenități, că ia uite ce se uită, ia uite cum cresc cu audiența. Uitați-vă cum a crescut audiența de când am pus vlogărița. Băi, de acum colo, în fiecare... O aducem în studio, dar trebuie să facem emisiune cu 18 plus, fratele meu, și de la 12 noaptea încolo. Dar numai bine facem așa, puneți voi doar poze în timpul emisiunii mele, eu comentez peste ele și vă spun despre ce este vorba și eu nu mai apar deloc. Și punem vlogărițe dintre astea. Celebre care le agasează lumea la plajă. Adică ce au făcut? S-au uitat urât așa la ea? Ce sânie și ce costum de baie mișto ai, este de la 39 sau de la... cum 69? Băi, gata. Am încheiat emisiunea că mă provoacă colegii mei din regie. Revenim mâine seară de la 19, dacă între timp nu se întâmplă ceva, să ne sancționeze cineva sau dacă nu vine vlogărița aici peste noi. Apropo de vlogăriță, mamă, mâine seară nu ratați, mâine seară cea mai celebră. Băi, vlogărița pe care noi am făcut-o celebră, știți, când m-am rujat în emisiunea, este posibil să candideze, este posibil să candideze de la un partid pentru un post de consilier local. Va fi circoteca de pe planetă. Pe mine m-a blocat pe Facebook, eu nu mai văd tâmpenile pe care le postează, dar am băieții, mâine vreau să mă puneți la curent. S-au bătut în unghiuțe, bă, ăștia vlogărițele.
Știrile Tele 3 imediat, Eugen Măruță la dilemele zilei. Nu ratați, a venit Măruță mai bronzat decât oricând după multele zile petrecute pe litoralul unei mări, nu spunem de unde, din România sau din străinătate. Vine cu forțe proaspete în această seară de la 20:30. Noi ne revedem mâine seară de la 19 cu alte vlogărițe, costume de baie, avem ce vă arăta. E, o să fie frumos. Toate cele bune!